Eu știu ce se întâmplă. O să credeți că spuse de mine cu mâna, dar nu sunt. M-am dus jos să iau laptopul ca să te sun după laptop. Ok, stai să-mi dau și de sincronizare. Am dat. Ok, zi. Și la ultimile trei trepte din scară am alunecat pe scara aia de m-am dat cu noada curului. Pe spatele m-am rașchetat. Pe partea asta roșie. Am urcat în dormitor. Am căutat să cu lumină cu telefonul. Așa. Și m-am pus într-o poziție și mi s-a terminat bateria la telefon. Și unde îl bag la încărcat lângă pad nu încăpea. Și am zis, las că mă duc înapoi la calculator și pun pe web pe ăsta, pe Logitech-ul ăsta de la cameră și pun pe suportul de la cărți. Și când am pus căștile și am încercat să ridic biroul ca în ăsta care se ridică singur, am intrat cărțile sub televizor și mi-au ridicat televizorul din suport și a căzut televizorul peste monitor. Aici. Hai, bă, cred, da, bă. Da. Poftim. Bobo. Bobo și Costi. Costi, la tine tot în regulă, tată? Beton, vis, America, San Francisco, dă-i drumul. Măcar să-i fi plăcut omului montajul dacă tot s-a julit în ultimul hal. E de departe, de departe, cel mai prost clip gândit de cineva. Asta mai trebuia să facă treaba asta și cu actori mari, știi? Dar tot nu m-am prins despre ce e vorba, iertați-mă. Stați așa, pe mine iertați-mă, că așa îmi place să le zăpăcesc din start de nu mai înțelege nimeni, nimic. Azi e din nou pe distracție maximă cu ghicitul în reclame. Adică eu aleg ceva pe sprânceană și cine vrea să intre în jocul nostru încearcă să ghicească la ce e de fapt reclama. Sigur, asta doar dacă nu se poate abține să pună pauză și să tragă cu ochiul mai jos în linkuri. Vă spun de la început că nu e nicio legătură, aproape nicio legătură, între ceea ce o să vedeți și packshot-uri. În anarhie pentru că Toma și-a tăiat un pic blugii. În fine, hai vă să nu mai, că e păcat de Dumnezeu. Și așa e târziu și lumea doarme și cu mine ce-o fi oare? Cum cânta și doamna Maria Ciobanu, cred, sau nu știu cine o băga pe asta, dar... Una dintre ele nu mai contează, că de la Baticura mi se pare că sunt toate la fel. Gata, frate, hai, atenție! Atenție, se închid ușile! Urmează prima stație. Lumea avea nevoie de o schimbare. Oamenii nu mai voiau să facă alegeri. Așa că au inventat o inteligență artificială să ia decizii în locul lor. Pe mine, Radu. Ce? Stai, mă, cum? Ce-a făcut? Stai, iartă. Băieți, dați-i înapoi. Alo? Revoare. Alo? S-a blocat. E cablu blocat. Ridică ușa. Nu mai se aude nimic. Îmi cer scuze. O întrebare pentru dumneavoastră și pentru internet. A zis Radu? Pe mine, Radu. Radu, da, R-A-D-U, așa a zis. Eu știu ce e eu. Zi. E un cyborg, Radu. Cyborg, inteligență artificială, Radu, aspirator. A, și te gândești aspirator, că... Aspirator, Radu, și absorbe alea de pe jos. Aha. Firmiturile. Nu, aplicația se cheamă Răul Alternativ Distruge Umbre, R-A-D-U. Mamă! Ai stat în casă, ce? Tu n-ai mai ieșit. Da. De unde stai? Bă, să zici așa ceva. Rău alternativ. E un de-asta, e o integramă din mai multe, fiecare literă înseamnă ceva, cum se zice. Am prins unde te-ai dus acolo și la final, dacă unești toate căsuțele, spune unde e comoara. Așa că au inventat o inteligență artificială să ia decizii în locul lor. Cineva să ia decizii pentru ei. Pentru că nu așa și-au inventat oamenii. E un soft contabil. Îmi place cum gândești, Bobo. Că până la urmă, viața oricum am vrea noi să o dăm pe partea asta cu panseluțe, cu nu știu ce, că tot la bani ajungem până la urmă. De atunci, sunt în control. Dar chiar și într-un sistem perfect, poate apărea un glitch. Tu crezi în destin? Cred în atenție. Băi, mă omoară, mă. Am senzație că mă uit la ceva SF și nu-mi dau seama, nu mă prind de care-i treaba. Deci, dacă toată apare un glitch, deci l-au inventat pe Radu, a venit Radu pe lume, da? Da. El se ocupă cu inițiativă, el ia decizii pentru că ceilalți oameni nu mai vor să mai ai decizii, apare Radu, bam. Dar câteodată apare un glitch și era băiatul ăsta glitch, aici e metafora, el e glitch-ul,
se lovește de ea și zice: aici ce a spus ea? Cred în atenție. Mai încerc o dată, vreau la de fiecare dată să încerc, mai ales cu softul contabil. Acum, după ce am văzut asta, merg și pe salon de masaj erotic din Alba Iulia. Știi povestea cu șoseta? Ghici cine? Miss Universe. Nu vine să cred că am făcut asta. Lumea e în anarhie pentru că Toma și-a tăiat un pic blugii. Băi, omule, băi, băi. Băi, Andy, tu faci mișto de noi? Tu faci mișto. Stai ceva trailer la ceva film din ăsta. Nu e reclamă asta, n-are cum. Jur că e reclamă. Nici nu vreau să mergem mai departe, vreau să mai dai încă o dată de la început până aici. Băi, rămân împreună la final, că părinții nu... Sigur e o chestie, o poveste de genul ăsta în care... Băi, Toma, așa potrivă. Știi povestea cu șoseta? E o poveste, clar. Ăștia doi s-au întâlnit și la final apare. Îndrăgostiți în... Asta, eu tot aștept să apară în titlul filmului. Îndrăgostiți și nebuni. Știi? Așa. Și tu, Bobo, ce zici? Eu m-am schimbat acum. Așa. Eu mă gândesc că este vorba de un medicament pentru hemoroizi. O chestie nouă. Nu știu. Eu vreau să vin și eu cu variantele mele. Căcat, poate cine știe, câștig. Ghici cine? Miss Universe. Nu vine să cred că am făcut asta. Eu vreau să știu ce e, pe bune. Nu, acum râdem, glumim, dar chiar nu înțeleg nimic. Vreau să văd de la început până aici, poate... Da, poate mă, și eu vreau să văd de la început. Andy, te rog frumos. Fie că te combini random, fie că nu, Radu o iară azi n-am oricum. Băi, am vrut să zic, mă, eram aproape, bă, am vrut să zic biscuiți cu cremă, bă, dar ceva de mâncat, asta era, serios că mi-a venit asta, m-am gândit că n-am nici legătură cu nimic și fii atent, zic, la final, dacă n-apare ceva, Oreo sau ceva de mâncat. KFC-ul, mă, Radu, de la KFC, nu știu, am zis și eu, asta mi-a venit cam, nu mi-a nici legătură. Am avut anestezie pe toată partea dreaptă că mi-a lucrat și acum am avut impresia că e ceva o farsă și că nu vorbesc cu voi și că nu ne-a pus asta la KFC. Acum am stat puțin și m-am gândit, pentru că de la pandemie, știți că v-am mai zis, am reușit să ajung de la pandemie de când stau izolat, ui ce zic în timp ce vorbesc cu cineva și mă opresc brusc și întreb: despre ce vorbeam? Jur! Și am crezut prima oară că am ceva scurt circuit la creier, dar acum când am văzut asta cu KFC, eu nu cred. Eu cred că tu ai încurcat Andy butoanele și urmează o reclamă la KFC și ai montat-o cu Radu, care era altceva Radu. Long story short, Radu dă erori. Băi, îmi vine doar să scriu pe un caiet, nu mai merg niciodată cu voi în Delta. Știi cum era în filmul? În operațiunea Monstru, când scria ala, asta îmi vine cu reclama asta, nu mai merg niciodată cu voi în Delta. Nu mai merg niciodată cu voi în Delta. Radu. Deci, îmi ziceți voi mai jos în comentarii dacă era așa la mintea cocoșului și nu ne-am prins noi. Dar nu chiar acum, că mai am. Fii atent că mai am ceva și poate de data asta e mai bine. Ia să vedem. Voi îmi vedeți ochii? Da. Da. Ți-ai dat cu ceva în ochi? Rojos. Înainte să intrăm în emisiune, am tăiat de iute. Și ți-ai dat cu mâna la ochi. Foarte tare. Trebuie să-mi dau cu niște apă. Uite și tu cum arată ochiul. Acum mi-a dat cu mâna la ochi fără să... Am uitat, iertați-mă. Du-te, mă, liniștit. Băi, deci fii atent. Costi, n-ai văzut așa ceva, frate. Incredibil. Deci ăsta a căzut pe scări, după aia și-a dărâmat televizorul peste calculator. Și acum și-a băgat mâinile cu ardei iuți în ochi, mă. Păi cum e, Bobo? Băi, de ce mă este... Băi, crede-mă, el n-avea cum să se facă altceva în viață, mă. El e făcut pentru stand-up comedy pentru că așa s-a născut el. Păi el pentru asta a fost făcut, mă. Jur, am uitat-o tare și mai înainte când am dus mâinile, bă, când a început să mă usture ochiul, nu știam cum să-l opresc. Costi vorbea, zicea ceva și nu știam cum să nu plec. Dar mă ustură acolo toată partea asta, dar e bine că pe partea asta sunt amorțit de la anestezie. Thank you.
complex de vitamine. Da, și eu merg tot aici. Tot acolo, în zona asta, nu știu, ceva, ceva complex de vitamine. Da, magneziu, ceva. Este excelentă sperietura lupului de început. Este excelentă. Excelentă cum lupul se dă înapoi și se uită și nu-i vine să creadă. Deci cum tresare lupul de ieșirea lui ăsta din pământ, e senzațional făcută. Bine, mă! E bine, mă! Al treilea pește! L-ai văzut, Costi, al treilea unde? E bine, mă! Excelent! Rămân tot pe vitamine, pe ceva energizant. Tu ce zici, Costi? Nu știu, rămân în zona asta, dar e ceva legat și de asta, de spații, de, nu știu, descoperă fiara din tine, zona asta, nu știu. Poate să fie și altceva, știi? Mai las un pic. De aici cu descoperă fiara din spații, descoperă, despre droguri acolo, spun eu. Some can survive with their bare hands. For everyone else, there's Great Club. Tactical gear, paid by special ops guys. E bine, bă. Tactical gear, deci tot ce ai tu... Da, bă, da, e într-un fel. E adică într-un unii fel, pot da. Să supraviețuiască cu... mâinile goale, da? Da, ceilalți au nevoie de ce avem noi aici, altfel nu reușiți. Da, e bună asta, mă, Andy, bă, nu se compară cu aia prima, mă, ce ai? Are sens, are logică, are o idee în spate. Ai zis, la final, aplauz, tata. Așa, bă, da. Bă, miroase a fum. Aolea, nu! Asta a fost la mișto, asta a fost la mișto. Ați obosit sau mai bag? Căci aș mai avea ceva bun de tot. Așa, pe genul programului dormitor, dacă înțelegeți ce vreau să zic. Unde este? Unde este? Decime unde este? Unde este? Casa, Juan. No te hagas la tonta, que necesito decime. Sé que está por acá. No te entiendo. ¿Dónde está? ¿Dónde lo tenés? ¿Eh? ¿Dónde tengo que, Juan? No, el placer no. De ce ai luat pauză acolo? Da, mă, ai luat-o când exact când nu trebuie. Pauză acolo, mă. Trebuia să mai lași contraplanul, atât. Era un undulab, nu? Nu! Și eu cred că știu reclamă. Pentru că sunt șarpă. Bravo! Șarpă de dudău. Bravo! Eu cred că e vorba de ceva mobilier. Da, exact. Are legătură? Pasă-mi el abrigo ese. Ay, cálzame. No, ese no, el de atrás, el último, el último. No le des nada, por ¿cómo favor. ¿Cómo me explicas esto? Explícame esto. No, no. 18 lucas no en un abrigo. No sé cómo apareció ahí, no lo conozco. ¿Qué te pensabas? ¿Que pagándolo en 12 cuotas yo no me iba a dar cuenta? Vos andate, Roberto. No, vos no te vas a ningún lado. Discúlpame, Ramiro, discúlpame que me pongo loco, Roberto. No creo. Da, va, da, va, da, va, che bune. Băi, cât de bine, mă, băi, scuze-mă, Ramiro, dar tu fii mei, frate. Da, a dat-o mie pe haina asta, da. Pasă-mi el abrigo ese. Băi, ce bine e, băi, nu cred, bă. E bine. Nu mă să largă mai departe. E bine, dă-ne toate. Lasă toate să vedem. Hai să vă las pe toate, ok, hai. ¿Te vio alguien en el shopping? ¿Qué van a decir ahora? ¿Qué van a decir? Ahí va el que paga el resumen de la tarjeta sin fijarse qué paga. Perdón, yo me voy. Cerrá bien la puerta que se me va a escapar el perro. Pero encima es feo. Sí, feo. ¿Hace cuánto que venís comprando a mis espaldas? Te juro que fue la primera vez. ¿Sabes que no te creo? No te creo, ahora cada prenda que te vea voy a dudar. La un ziar, mă. Bine, de tot ce e mișto cum joacă și ăla din dulap. Mi-a plăcut când îi zice ăsta, dă-mi aia. Nu aia de lângă. Și cum caută el disperat acolo la modul, păi, bă, tu chiar vorbesc serios? Adică chiar ai dat 1000 de euro pe asta? Te juro că fue la primera vez. Sabe que no te creo. Nu, mă, dar stai că e o chestie logică, e palpabilă. Dacă tu muncești de sarficați în două și ai o gagică mișto pe care ți-ai permis să stai puțin, Bobo. Da, Luca! Deci e justificat!
Hace cuánto que venís comprando mis espaldas. Trebuie să vă spun că faza asta cu shopping-ul, mai ales acum în pandemie, ținând cont că presupun că și femeile voastre au făcut comenzi pe online, și au venit curieri. Eu stând pe o străduță, amândoi știți unde stau, pe o străduță unde stăm 8 case. Așa. Și ca să ajungă curierul la mine, intră pe străduță și eu sunt penultima casă. Și de fiecare dată în perioada asta au fost atât de multe lucruri pe care le-am plătit și nu știu ce au fost în pachetele alea, încât când stăteam și fumam așa la colțul străzii și vedeam că intră mașina de fan curier sau orice alt curier și mergea încet, mă gândeam și ziceam într-una, dă Doamne să nu fie la mine, dă Doamne să nu fie la mine, dă Doamne să nu fie la mine, că tot timpul oprea la mine, băi, și în timp ce oprea, în secunda a doi îmi suna telefonul și zicea, Cătălina, unde ai bani în casă? Deci eram, bă, știi, măcar eu am făcut cheltuielile cu cardul și de fiecare dată când am comandat ceva am plătit și ăla a venit și mi-a lăsat coletul, mi l-a aruncat peste gard, că era poarta închisă, nu știu ce. Dar aici Cătăina făcea shopping și nici nu plătea și trebuia să dau și cash și la un moment eram disperat pentru că aveam impresia că ea nu se opresc la vecinii mei și am întrebat pe ăștia pe vecini, bă, dar voi nu comandați nimic, mă? Bine, bă, deja am o relație cu nea asta de vine la mine, mă. Stau cu el la zică, tu nu înțelegi că omul vine și mă întreabă ce mai faci, Bobo? Acum 2 ani eram domnul Bobonete, ce-mi place serialul, acum mă întreabă, ai mai fost la pescuit, Bobo? Bre, știi, n-am mai fost ca aprobat, cât am acolo? 600 de lei. Îți dau 400 că n-am acum, că născoși, îți mai dau 200 mâine. Ai, Bobo, că suntem oameni, ce dracu, trec eu mâine oricum pe la tine. Adică, oricum vine și a doua zi cu ceva. Deci, asta cu shopping-ul, într-adevăr, e un pericol mai mare decât infidelitatea. Pentru că dacă ar veni pe strada aia un negru îmbrăcat, mulat și să intre tot la mine în curte, aș fi stat dracu liniștit, că aș fi zis, dacă mă duc, ori mă bate, ori mă fute. Aoleu, Doamne, să ne ierte părinții copiilor care ne urmăresc că am pus bipul ăsta pe final. Dar am zis să nu continuăm noi cu orele de școală, taman acum când au intrat și ei, în sfârșit, în vacanță. Hai, dacă e om, mai râde noi și săptămâna viitoare. Să-mi spuneți doar, mai jos, care a fost preferata voastră de azi, ca să știu ce să vă pregătesc de aici înainte. Vă aștept inevitabil la loc de cinste printre comentarii. Sunt Andy Moisescu, mă înclin. Voie bună!